Peste 100 de picturi, desene și documente care acoperă activitatea artistică a lui Victor Brauner, precum și mai bine de 50 de opere prestigioase din colecția Brauner de la Centrul Pompidou, vor ajunge la Timișoara, chiar de pe 17 februarie, când orașul devine capitală culturală europeană. Unele lucrări vor ieși pentru prima dată din Franța cu mesajul de a face cunoștință cu opera acestui artist de origine română. Ce mesaj, je pense que c'est de la générosité, de l'invention, de l'humour. Je pense que Victor Brauner, qui n'est jamais retourné dans son pays après 1938, aurait, je pense, souhaité tendre la main. Comme je le disais, il est temps. L'histoire est passée. Aujourd'hui, la Roumanie est une démocratie et il est temps qu'on puisse accueillir justement ce grand artiste qui a fui son pays pour fuir le fascisme, le nationalisme. Mais je pense que depuis que la Roumanie est une démocratie, entrée dans l'Union européenne, elle est tout à fait évidemment prête. Et il est temps qu'on puisse voir ses peintures, ses sculptures, ses gravures, ses dessins merveilleux, je le disais, extraordinaire dessinateur. Una dintre cele mai importante expoziții de la Timișoara va fi cea care reunește opere semnate Constantin Brâncuș, primul eveniment de această amploare din Europa Centrală și Orientală după mai bine de 50 de ani. Brâncuș este sărbătorit în fiecare an, luna februarie toată lumea îl sărbătorește, însă prin această expoziție aducem opere care nu sunt văzute în permanență în România și chiar acelea care există în muzeele românești nu sunt văzute de toată lumea. Deci vom aduce opere importante din fondul Centrului Pompidou, din fondul muzeului Tate Gallery din Londra și de la Fundația Guggenheim. Centrul Pompidou a aprobat cu totul excepțional ca unele lucrări de bază, considerate fragile, să fie deplasate de la atelierul Brâncuș din Paris la Timișoara, pentru o prezentare a operelor care traversează diferite etape artistice din viața sculptorului. Expoziția Constantin Brâncuș poate fi vizitată de la sfârșitul lunii septembrie și până pe 24 ianuarie anul viitor. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche.